Bună ziua, sunt Eduard Pastia și vă invit să revedem principalele teme ale săptămânii, care tocmai stă să intre în zodia fotbalului. De departe, saga cea mai frumos, mirositoare, este cea din sectorul 1, gunoaiele și locuitorii, Clotild și mafioții, primăria și Romprest. Nimeni nu mai înțelege nimic, doar adulmecă. Singurul care lipsește deocamdată este Jon Snow. O să vorbim și despre MCV, raportul pe justiție, încă o variantă negativă, deși actuala putere a avut la dispoziție vreo 2 ani să îngroape moștenirea lui Dragnea. Apoi, mult chinuitul PNRR, aflat deja la ediția a 3-a, din nou de neînțeles pentru Comisia Europeană. Unde sunt problemele? Ce să vezi la anexe, exact ce nu citise ministrul poreclit 1 euro pe zi? Ca să fie clar, ne referim la domnul Ghinea, ministrul fondurilor europene dispărute, nu la Jon Snow. Nu sunt bani de pensii și alocații, așa că ați fost pedepsiți. Să ieșiți la 70 de ani din câmpul muncii și să încasați pensia o lună, dacă este să ne raportăm la speranța de viață a acestui popor. Este singura soluție pe care au găsit-o. Având în vedere toate aceste evenimente, pare desuet să vorbim despre faptul că Nicușor Dan s-a tuns. Numai că nu este, pentru că tot nu se prinde lumea ce are de gând cu banii publici. Este netransparent în activitate, după cum spun chiar foștii lui tovarăși de arme, ONG-știi. Alături de noi este Mirel Palada, sociolog și analist politic, alături de noi prin Skype. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Domnule Palada, vă propun să urmărim principalele declarații pe tema scandalului din sectorul 1, scandalul legat de gunoaie. Da. Când o să rezolvăm problemele tehnice, o să revenim asupra materialului. Era vorba de sincroanele pe care cei implicați de la Klaus Iohannis, premierul Câțu și ceilalți actori le-au dat în săptămâna care tocmai se încheie. Haideți să le urmărim, înțeleg că s-au rezolvat probleme. Până la o decizie în instanță, e că și prestatorul de servicii și primăria, toată lumea trebuie să își respecte angajamentele și după aceea vedem decizie în instanță. Lucrurile sunt puțin complicate, nu știu dacă intervenția mea în acest moment este salutară, dar este important ca să se respecte contacte și la prestator și la primărie. Sunt contacte semnate, sunt contacte în vigoare până la decizia instanței. Și de o parte și de alta trebuie să fie respectate contractele. Sunt acțiuni pe care ambele părți ar trebui să le facă, în așa fel încât, pe perioada cât durează acest litigiu sau pe perioada până la care se va renegocia ceva, să continuitatea serviciului să fie asigurată și cetățenii să nu mai aibă nimic de suferit. În general, soluțiile cam aici se învârt. O parte trebuie să presteze, o parte trebuie să mai plătească ceva. Nu există viață sănătoasă fără un mediu sănătos. De aceea, trebuie să ne implicăm și nu este suficient să ne enervăm dacă vedem o grămadă de gunoaie lăsată de cineva care atât a înțeles. Trebuie să facem ceva. Acest să facem ceva poate să aibă forma acțiunii de astăzi. Mulți, mai ales tineri, sunt alături de noi, înțeleg nevoia unor astfel de acțiuni. Însă încurajez autoritățile locale să fie și ele alături de noi. Depinde foarte mult de primar, de consilierii locali să organizeze acțiuni de colectare a gunoaielor, a deșeurilor. Da, domnule Mirel Palada, cum am putea cataloga astfel de situație? Să nu uităm că acest scandal a început anul trecut. Deci nu putem să spunem nici măcar scuza asta, nu au, că au descoperit acum ceva în neregulă acolo. Și evident suferă locuitorii sectorului 1. Așadar, unde putem încadra tot ceea ce se întâmplă, dincolo de glume și haz de necaz? Sunt două cuvinte care vin să definească felul în care dânșii se comportă.
În primul rând este vorba despre nepricepere și în al doilea rând despre iresponsabilitate. Vedeți dumneavoastră, în politică, din păcate, în ultima perioadă, a ajuns din ce în ce mai ușor, nu numai în România, în toate celelalte țări, să ajungi la putere urlând. Au mai fost exemple de asemenea partide irresponsabile care au avut clovni, actori. În Ucraina a câștigat un actor, în Italia a câștigat unul, Beppe Grillo, sau nu știu cum Dumnezeu îl chema, clovni pe față. Într-o țară scandinavă, dacă nu mă înșel, la fel, au reușit să fie foarte gustoși din punct de vedere comunicațional, retoric. Au venit pe o platformă ideologică și comunicațională populistă, lipsită de orice fel de conținut, cu excepția resentimentului, a răzbunării și a urei, a furiei direcționate. Au câștigat alegerile și pe urmă au descoperit că nu știu să facă absolut nimic. Că sunt niște pămpălăi și niște tântălăi care n-au avut în viața lor un minim zonă, pretext de responsabilitate să conducă și ei o gogoșerie pentru numele lui Dumnezeu. Nu o primărie, nu un minister, nu o regie autonomă, o gogoșerie. Adică totul este despre incompetență. De fapt. E incompetență și e responsabilitate, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă ești într-un avion și la un moment dat se întâmplă ceva nefericit și vine unul și strigă, băi, se simte rău pilotul, știe cineva să piloteze pe aici? Și e unul intens acolo care se zică, yo, pick me, și se duce la mașa avionului, îl dă de gard. Și asta e responsabilitate, pentru că mor ceilalți din avion. Motivul pentru care avem șobolani în momentul de față și gunoaiele astea este unul foarte simplu. Pentru că o irresponsabilă a venit să strige, toți ceilalți sunt niște nenorociți, numai eu știu să fac. Iată că nu știe. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Timișoara, unde alt nepriceput și alt irresponsabil a ajuns să ducă administrația locală în situația de a plăti zeci de milioane de euro când a făcut niște hârtii elementare, pe care ei, la alte administrații anterioare, le făceau și în somn la 3 noaptea. Sunt prea multe locuri. Sectorul 1, Bucureștiu, Timișoara, Brașovul, PNR-ul acum, care este făcut de niște pricepuți, la fel de pricepuți din partea aceluiași partid politic. Sunt prea multe locuri care arată același lucru. Sunt niște nepricepuți, hăbăuci, irresponsabili, agresivi, violenți și ne-am ales, exact ca în 30, când naziștii i-au păcălit pe nemți, dând vorbe. Am înțeles. Germania de râpă. Așa se întâmplă și acum. Astăzi am văzut iar declarații făcute de Clotilde Arma, în care spunea că, ce să vezi, contractul cu Rompres nu mai există. Și că a fost desființat în 2011-2012, ceva de genul, de mai multe instanțe de judecată. Și stau și mă întreb, bun, de ce au trecut 6 luni ca să descopere acest lucru și în baza cărui contract taman ieri ți-a executat conturile o instanță din București. Adică, exact ce spuneam la început, lumea nu mai înțelege nimic, dar rămâne cu gunoaiele acolo. E foarte bine că rămâne cu gunoaiele. E foarte bine. Românii au tendința tâmpită să nu învețe decât din greșeli. Până nu pui mâna pe sobă să vezi că e fierbinte, nu crezi. Dacă vine cineva și zice ca unui copil, bă, nu pune mâna pe sobă, că e fierbinte, îți rămâne pielea acolo. O, nu, că trebuie să pun, să văd cum e. Na, au pus. Iar acum ce-mi doresc, am mai spus-o și în alte contexte, îmi doresc din tot sufletul meu de pionier să stea ăștia 4 ani de zile, să facă varză de colo-colo. Mai da, dar fac varză pe banii noștri într-un final. Foarte bine, foarte bine, pentru că românii au votat ca cineva să-și bată joc de ei. E, atunci stai la film până la sfârșit. Da, bine, oricum e bătaie de joc, pentru că după aceea a declarat că a găsit contractul, evident a și plătit niște facturi în numele acelui contract, deci
Exact, nu, cum spuneam. Nu, dar la o chestie mult mai elementară. Ea a câștigat alegerile în noiembrie. De noiembrie până în martie sau aprilie, ăia de la Romprest au prestat în fiecare zi. Au strâns gunoaiele în fiecare zi. Deci cum să nu existe contract? Da. Da, eu zic să nu trecem în altă, la alt subiect. Aș vrea să îi rog pe colegii mei să dăm și sincroanele cu Clotilde Armand când s-a simțit urmărită, agresată. E adevărat, a mai făcut plângere la poliție, că na, de ce să facă plângere la poliție? Doar a sunat la 112. Haideți să vedem. A fost un incident. Am explicat ce s-a întâmplat. Echipa noastră este hărțuită în continuare, dar nu ne intimidează. Da, un alt gen de scuză. Un alt gen de scuză pe care nu înțelegem. Dar abia aici vine ticăloșia. Până acum am discutat despre nepricepere și responsabilitate. Dar aici vine ticăloșia, pentru că la fel au făcut naziștii când s-au atacat singuri. Vedeți dumneavoastră, ei încearcă să schimbe narativul care este la adresa lor. Că sunt nepricepuți și că sunt incompetenți și că sunt iresponsabili. Și atunci vin și încearcă să se victimizeze. Este o chestie voită. Nu că a venit cineva să sară cu mâinile să se bată pe mașină. Ei o fac în mod voit, folosind niște stratageme specifice hărțuirii și tuturor manualelor de gherila marketing pe care le-au învățat ei și activiștii lui Soros de 20 de ani. Nu este nimic nou sub soare. Aduceți-vă aminte cu câtă consecvență au aplicat litera violenței și a provocării de când s-au inventat ei. Ei sunt inventați de vreo 5-6 ani și de 5-6 ani de zile o nenorocită umbla cu telefonul și scuipa în față propriu zis unuia în mijlocul Parlamentului, au angajat o haită de alți nenorociți ca să dea cu rahat în guvern și cu vopsea în Ministerul Justiției și să se lege de gard și să-i hărțuiască pe alții cu o vehemență și cu o agresivitate oribilă. Blondul ăla ticălos care umblă peste tot, cum Dumnezeu îl cheamă, Ceaușescu sau cum îl cheamă, care face parte din haita lor de zgomote. Deci au definit un standard de interacțiune violentă nazistă. Exact așa făceau naziștii. Este luat din manualul de naziști. Iar acum când s-au trezit că sunt într-o situație proastă din punct de vedere politic și începe lumea să zică, bă, regele e gol, e în curul gol, nu este îmbrăcat, este varză, nu știe nimic, au scos înapoi manualul și au aplicat exact aceeași tactică pe dos, în oglindă. Ia să ne facem noi că suntem hărțuiți și vai ce suferim, ca să nu se mai vorbească de faptul că uite gunoaiele, uite-le goale, uite-le. Să se vorbească de faptul, vai ce victimă sunt eu. E o chestie elementară. Problema este că lumea, din păcate, se duce după fentă foarte ușor. Și acum, în loc să discutăm despre nemerniciile făcute de Clotil din punct de vedere administrativ și penal, a furat votul. Domnul Pastia, femeia asta a furat votul. E pe cameră. Au început să apară informații de la poliție că votul a fost fraudat de echipe de desant naziste care au intrat noaptea peste ăia acolo și au furat saj de vot. Și ea se dă intimidată și supărată că a venit cineva și a bătut pe portieră? Ticăloșii! Da. Nu vin acum să înjur în emisiunea noastră că este emisiunea onorabilă. Dar oamenii în sinea lor așa ar trebui să facă. Paștele și Dumnezeii cui v-a făcut, continuați. Da, am înțeles. Ni s-a alăturat și Gabi Bălașu, este alături de noi în platou, colegul nostru, jurnalist Metropola TV. Bine, ziua, da. Gabi. Clotilde Armand. Știi, e ca în bancul ăla, peste, cu Titanicul, peste 70 de ani, stați liniștiți, o să ne scufundăm, o să ne umplem de gunoaie, dar peste 70 de ani o să câștigați premiul Oscar. Cam așa e și acum. Tot scenariul pare rupt din filmele de groază. Nu mai știi cine lipsește de acolo. Spuneam la început de Jon Snow, că pare a fi singurul personaj
care n-a ajuns încă în peisajul mioritic. Păi poate este, dar e printre gunoaie, cine știe. Da, nu l-am văzut. Domnul Palada vorbea de incompetență și până unde crezi că se va duce toată treaba asta? Sunt convins că trebuie să facem diferența între militantism și până la urmă administrație locală, pentru că acolo s-a dus doamna Clotilde Armand. Dar acest scandal nu cred că va avea un final. Adică ce vrem să facem? Declanșăm stare de alertă, blocăm conturi și până unde mergem? Ne ducem cu toți în justiție, ținem un proces 4 ani cât e un mandat și apoi ne întoarcem de unde am pornit. Bine, și starea de alertă ar fi cea mai convenabilă, că atunci își alocă ei miza financiară, nu? Că e... Exact. Nu mai organizezi nici licitații, nici nimic. Și atunci te duci pe partea cealaltă, hai că e bine. Interesant este că nici măcar partenerii politici n-au marșat. Adică, așa cum spunea domnul Palada, nu s-au dus după fentă. Pentru că asta e ideea. Și, până la urmă, ce să înțelegem? Un sector cu cei mai mulți bani din tot Bucureștiul ajunge îngropat în gunoaie? Pur și simplu e vorba de un contract. Adică nu poți fi în stare să gestionezi un contract cu o firmă? Stai că și contractul tot apare, dispare, iar îl desființează cineva, îl reînființează. Deci și aici ține de altceva, de, nu știu, paranormal, cred. Ține de bani. Sau ține de nevoia acestor ticăloși de a gestiona cea mai bogată unitate administrativă a României. Dacă pui întrebarea în rândul celor care se pricep la cifre, care este cel mai bogat oraș din România? Răspunsul corect nu e București. Răspunsul corect este sectorul 1. Și acești ticăloși se chinuie în numele statului francez să pună mâna pe una din resursele cele mai importante ale României de aproape 10 ani de zile. Cu misiune, cu normă, cu acribie, cu perseverență. I-au prostit pe bucureșteni, pentru că bucureștenii, cu scuzele de rigoare pentru franchețea cuvintelor mele, s-au dovedit a fi nu numai fraieri, proști, dar dreptul proști. Au încălcat legea, au furat votul, au făcut toate nefăcutele cu putință și acum trebuie să se ducă la sursa de bani și să o înlocuiască cu ceva care să le fie fidel lor. Și să ducă banii înapoi în unsele Seychelles, adică la Paris, să se bucure parizienii de trotuare. Da. E simplu. E vorba de resurse și de neocolonialism. Tantia asta pe care a arătat dumneavoastră aici, uite elegant asta, franțuzoaica asta, lupește prăjit, este reprezentanta neocolonialismului în România. Și românilor le place chestia asta. Și le doresc succes încă 3 ani de zile să ne ia toți banii francezii, că merităm, că suntem proști. Da, să ne ia și gunoiul, zic. Nu, să-l lase. Nu, să-l lase, da, da, nu. Da. Pentru că nemții și francezii, aduceți-vă aminte că trimit containere întregi de gunoaie, unele din ele radioactive, aici în România. Și noi suntem o țară de gunoaie care trebuie să încaseze gunoaie. Așa consideră francezii și nemții. Și deocamdată se țin de plan. Da. Mai nou și bulgarii ne trimit deșeuri, așa că nici nu mai știm ce... Aveți dreptate cu metafora țară de gunoaie. De deșeuri, să-i spunem așa, ceva mai gingaș. Haideți să vă propun să trecem în altă parte a discuției. Apropo de cine ar trebui să ne ajute pe noi. Românii de rând. Noi, ăia care plătim taxe și impozite. Da? Justiția. Deci a venit din nou, la începutul acestei săptămâni, periodicitatea de rigoare, raportul MCV. Evident, a fost un raport negativ, în mare parte. Premierul Câțu, însă, a acceptat cu nonșalanță toate constatările Comisiei Europene și a spus că asta este, trebuie să reparăm. Să ascultăm ce a spus premierul. Nu putem să negăm ceea ce scrie în raport. Această guvernare a făcut progrese importante în a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus greșit în sistemul juridic. Da.
Domnule Palada, raportul MCV, mie mi se pare că au trecut 2 ani de când au avut, deci au avut tot timpul la dispoziție să repare moștenirea guvernării Dragnea. N-au făcut-o. Și acum ce facem? O, ce facem? Acum așteptăm încă 3 ani de zile și suferim în mijlocul gunoaielor. Mi-ați luat vorba din gură. Este o tactică obișnuită din partea acestor partide politice să dea vina pe odioasa guvernare și odioasa moștenire. Dragnea e de vină, știm cu toții. Dragnea e de vină, el e în pușcărie de 2 ani de zile, dar e Dragnea de vină. Problema este că au trecut 2 ani de zile de când ăștia sunt la guvernare. Exact cum a spus dumneavoastră și cum voiam și o să spun de la bun început. Ok, nu sunt 2 ani, un an jumate. Într-un an jumate, chinezii fac autostradă. Și nemții construiesc o fabrică Mercedes. Iar ăștia, pămpălăi ăștia, n-au fost în stare să schimbe legile așa cum voiau ei. Cu prietenii lor, stăpânii lor de la PPE, într-un an și jumătate, n-au fost în stare să facă nimic. Hai să vă dau vestea și mai bună. Suntem singurii amărâți, singurii fraieri care mai avem această cătușă de tip neocolonialist care să controleze legile României. Până și bulgarii au ieșit din chestia asta. Era un banc pe vremuri, nu pot să vi-l spun că spargem ratingurile și vine ce ne au peste dumneavoastră cu niște turci care fac și dreg, nu intru în stereotipuri etnice, așa, și îl întreba la sfârșit, da, auzi pe Mustafa la mic, îl știi? Da, mă, îl știu. A murit săracul. E, exact bancul ăsta se potrivește la noi. Auzi, dar pe bulgarii știi? Da. Până și ei au ieșit din MCV. Da. Suntem singuri. Și cine este de vină? Dragnea. Deci ce înseamnă? Înseamnă că ne merităm soarta și că ăștia trebuie să stea la guvernare încă 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate, cât Dumnezeu mai ai, 2 ani și jumătate, și să fie bine, să nu fie rău. Dar abia aștept încă un an și 2 ani și jumătate de guvernare catastrofică. Din bine în mai bine, mărit nu pensiile, ci anii de muncă până când să ieși la pensie. Uitați-vă toate modificările pe care le vor acum cu durată variabilă, să înnotăm în gunoaie, să nu folosim bani. Uitați-vă ce au făcut cu PNR-ul, că nu sunt în stare, erau 80 de miliarde, dar nu sunt 80, erau 50, dar nu sunt 50, sunt 30, dar nu sunt 30, sunt 19, dar nu sunt 19, că nu se potrivește ce a fost în Excel cu ce a fost în DOC. Bine, o să ajungem și acolo, o să vedeți că nu se potrivesc multe. Am numărat eu vreo 50 de probleme, dar ajungem imediat și acolo. Dar apropo de MCV și de legea în România și de starea de alertă, modul în care a fost prelungită această stare de alertă timp de un an și o lună deja. Haideți să vedem ce spunea domnul Raed Arafat, cel care se ocupă cu starea de alertă în România și se mai ocupă și cu multe altele. Vaccinați, testați sau trecut prin boală. Deci astea sunt condițiile care au fost modificate în cadrul actualei hotărâri. Clar că până în 1 iulie, unde s-a vorbit de alte măsuri de relaxare, se va face o analiză și dacă vor fi alte măsuri, vor fi anunțate înainte de 1 iulie. Da, domnule Palada, înainte de a vă da cuvântul, să vă spun un lucru. Prima oară, starea de alertă a fost dată în 18 mai 2020 și prelungită succesiv prin vreo 12 hotărâri de guvern. Numai că există o lege, 55 din 2020, care spune la articolul 4, starea de alertă se instituie de guvern prin hotărâre, nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită pentru motive temeinice pentru cel mult 30 de zile. Fiecare dintre hotărârile de guvern date, cele 12 sau 13 câte sunt, fac referire la prima hotărâre de guvern, cea din 18 mai 2020. Și atunci stăm și ne întrebăm și vă întreb și pe dumneavoastră, cum e cu legea asta în România? La întrebarea asta s-a răspuns de mult. Celor care guvernează țara și care au instituit un regim de dictatură mascată, de pe vremea lui Băsescu,
din 2005, de când au pus mâna pe justiție cu Monica Macovei, aduceți-vă aminte că ei au avut un singur interes atunci, un singur efort, să pună mâna pe justiție. Știți cine a mai făcut chestia asta? Vă rog. Lenin. Lenin, când a câștigat puterea, primul lucru pe care l-a făcut, ăsta a fost, puterea și armata și poliția. Știți care a fost primul lucru pe care l-au făcut comuniștii când au venit în România după al doilea război mondial? Să pună mâna pe ministrul justiției. Pentru că așa poți să omori oameni cu legea în mână, ca Hitler. Poți să faci ce vrei tu cu legea în mână și nimic nu e ilegal. De 10-15 ani de zile, românii acceptă abuzuri, încălcarea legii, încălcarea Constituției, pentru că sunt placizi și pentru că li se dă pâine și circ. Nu e prima dată când Constituția este încălcată, nu este prima dată când pe români îi doare fix la bască de chestia asta, pentru că românii sunt un popor care nu are atât de mare dragoste de libertate. Și nu are atât de mare coloană vertebrală precum danezii la întâmplare sau austriecii sau... Sunt unele popoare care se indignează atunci când văd nedreptate și altele care zic, cum zice la manualul de proverbe strămoșești, capul a plecat, sabia nu-l taie. Ei n-ar face chestiile astea dacă românii n-ar fi de acord cu chestia asta și m-am oprit. Am înțeles. Și acum am ajuns, așa cum vă spuneam la un moment dat, că o să ajungem la PNRR, celebrul PNRR, cel care a fost întors înapoi ediția a treia, dacă nu mă înșel, cam asta era ca număr, ediția a treia. Comisia Europeană a pus o serie de întrebări, a cerut clarificări. Și aici, domnule Palada, vreau să vă spun, eu am numărat 50, la un am plictisit. Mai toate clarificările cerute de cei de la Comisia Europeană se referă la justificarea unor costuri. De exemplu, sunt foarte multe probleme pe împădurire, pe infrastructura feroviară. La un moment dat, pe deșeuri, pe managementul deșeurilor, spun ei că România a cerut 840 de milioane de euro pe total. Însă dacă adun proiectele din acele celebre anexe pe care nu le-a citit domnul Ghinea, obții doar 740 de milioane și se întreabă toată lumea de acolo unde sunt 100 de milioane. La consultanți. Și la, sau la ONG-uri, da? La un moment dat întreabă chiar dacă sumele conțin sau nu TVA, că nici asta nu era clar. Iar la valul renovării, un capitol pe care pe mine, sau al cărui titlu pe mine m-a năucit, spun că sunt neconcordanțe, asta cred că e o formulare gingașă, privind costurile reale. Acum, noi am, din ce am înțeles, cred că în septembrie o să avem acest PNRR. Dumneavoastră, ce credeți? Vă încumetați la un pariu? O să-l avem în septembrie sau... Nu cred că îl vom avea, dar nu contează, pentru că oricum PNRR-ul este foarte prost făcut și, de fapt, noi ne amanetăm viitorul, jumătate din banii pe care îi luăm, îi luăm pe niște împrumuturi care sunt de fapt pe o logică de FMI. Vă dăm niște bani un pic mai ieftini, dar asta este pretext ca să faceți ce vă zicem noi, nu ce vreți voi. Și să faceți legile în așa fel încât să le convină multinaționalelor și stăpânilor de la Bruxelles, nu interesului național. Dumneavoastră ați numărat 50. Avem voci puternice în societatea românească zilele astea care au făcut același lucru și au găsit aceleași neconcordanțe. E un document plin de găuri. Nu contează. Este exact ca la chestia cu legea. Se încalcă Constituția? Nu contează. Curan neconstituțional, dar leagă-l, umflă-l, coane fănică. Hai să vă spun un banc. Zice că bărbatul vine din delegație mai devreme, ajunge acasă și găsește pe doamna cu alt domn în pat. Și el, indignat, ce se întâmplă aici? Și se ridică în coate la fel de indignată și zice, auzi, Costică, tu crezi ce vezi tu cu ochii tăi sau ce spun eu că se întâmplă aici? Exact. Corect, șeful la fel. E șef, nu? Cum? Șeful e șef, n-ai ce șeful să faci. Șef. Exact la fel se întâmplă acum. Nu contează că sute de români au citit sărăcia de document și au venit să zică e varză, sunt neconcordanțe. Contează că vine distinsul ministru Ghinea și distinsul premier Cățu și zice nu e adevărat, e o chestie normală, așa trebuie să fie, nu e niciun fel de problemă. Bă, voi credeți ce citiți voi sau ce vă spunem noi? Despre asta e vorba. Da, Gabi Bolașu,
Florin Cîțu a spus așa, mă rog, a amenințat în opinia mea, după ce PNRR a fost retrimis. Mă rog, după ce au cerut clarificări. E foarte incert acest status. Retrimis, refuzat sau că nu mai știu. Bun, deci Florin Cîțu spune fără concedii și fără erori, altfel veți fi dați afară. Dar parcă n-a mai zis asta. Păi, a zis-o și când era la finanțe. Dacă ți-amintești, au fost niște chestiuni legate de reorganizarea ministerului și erau niște oameni care au dat în judecată până la urmă ministerul și au și câștigat și au recăpătat posturile. Cam așa e și acum. Da, ce să înțelegem, că s-au încurcat în Excel sau în fișe? Adică tot aparatul ăsta bugetar despre care tot vorbim că ar putea fi reorganizat și nu mă îndoiesc, sunt și specialiști pe acolo. Ce au făcut? S-au încurcat în hârtii, în cele 1200 de pagini, în Excel-uri, adică unul stătea cu Excel-ul și cu cifrele, celălalt cu Word-ul. Și n-au mai reușit să comunice între ei. Și acum îi pedepsește domnul premier și le spune, stați zi și noapte și refaceți ceea ce n-ați făcut până acum. E cam ciudat, e cel puțin hilar să faci acest lucru și să tot depășești termene, pentru că de fapt despre asta e vorba, că e refuzat, că e întors, e ca un proiect de diplomă neterminat, știi? Bine, cred că nici ei nu mai știu exact ce conține la un moment dat. Da. Treaba este că te tot rostogolește aceste termene, deci ai ajuns aproape de jumătatea lunii iunie, ceea ce înseamnă că banii teoretic n-au cum să vină, pentru că respecti un țintar, da? Te duci cu proiectul în iunie-iulie și atunci când vor veni primii bani? Când deja... Cel mai fericit caz în octombrie. În octombrie, da. Da. Da, bine, să mai spunem și telespectatorilor că s-au apucat de acest PNRR în noiembrie anul trecut. Dar haideți să vedem ce spunea domnul Ghinea. O să-i cer liderului de grup ca săptămâna viitoare să ceară vot secret, astfel încât să nu stea cu biciu unii sau alții să verifice voturile parlamentarilor, deputaților în cazul de față, fiindcă vorbim de moțiune simplă depusă la Camera Deputaților, și vom cere acest lucru, vot secret. Da, domnul Grindeanu, că deja ministrul unei euro pe zi ne acaparează viețile profesionale și nu numai. Deci, moțiune PSD. De altfel, domnul Ghinea îi și propune domnului Ciolacu un fel de pariu, să-și dea demisia dacă nu e gata sau nu e aprobat PNRR până la 1 septembrie. Domnul Palada. Astea sunt niște răutăcisme ieftine și inutile pe care ambele părți din zona politică le fac. Sunt niște chestii absolut banale. Nu în asta stă România. PSD-ul în momentul de față are o mare problemă să convingă populația că este un partid de opoziție cu adevărat. PSD-ul ar fi trebuit să depună moțiunea de cenzură, nu doar o moțiune de asta simplă, mai înainte. Și asta se vede deja în sondaje. Credibilitatea liderilor lor este undeva jos la subsol, scorul pe care îl obțin nu este unul foarte strălucit, iar PNL-ul stă în sondaje surprinzător de bine, nu s-a erodat. După un an și ceva de tâmpenii remarcabile, nu s-a erodat. Ce înseamnă asta? Că lumea este din ce în ce mai dezamăgită, că nu există un ferment, o fierbere în zona opoziției încât lumea să zică rația e naibii de nenorociți, hai să-i dăm pe ăștia jos. Și că lumea a ajuns la un soi de resemnare. Toți sunt la fel, toți sunt o apă și un pământ. În afară de glumițe de astea ieftine, nu sunt în stare de nimic altceva. Se prefac că merg, they go through the motions, cum zice englezul. Hai să ne prefacem că ne deplinim rolul de partid de opoziție. Și aia fac abuzurile pe care le-au făcut până acum, PSD-ul e ca și inexistent, se dă pe Facebook și mai zice două, trei chestii pe pagina câte unui lider și asta e. Românii își merită soarta, e foarte bine.
Am înțeles. Da, de exemplu, Ludovic Orban este în opoziție că s-a apucat să critique USR mai nou. Prezice noi crize în coaliție. Deci... Asta este chestia foarte interesantă, că avem niște partide de opoziție atât de slabe, și PSD-ul și cei de la AUR, încât tot spațiul comunicațional a ajuns să fie ocupat de către cei de la putere, evident, și în contextul în care au dat o gălăgie de bani sub pretextul COVID-ului ca să închidă gura presei. Și atunci televiziunile nu le mai oferă atât de mult spațiu de comunicare ălora de la opoziție, nu mai scot atât de mult în evidență greșelile pe care le fac ăștia de la putere și lasă să zburde. Pentru că așa s-a întâmplat în general. Televiziunile au fost mai degrabă de partea celor de dreapta anti-PSD decât de partea PSD-ului. Este un specific al locului, un specific aproape civil, ca să zic așa. Și atunci... ăștia mimează opoziția, au loc liber să zburde. Orban, bineînțeles, că are tot interesul să se definească drept un personaj puternic pentru că vin alegerile în partid și trebuie să proiecteze putere. Trebuie să dea toată vina pe USR și deocamdată le iese. Singurul partid care se erodează cu adevărat în sondaj este USR-ul. De la 18-20% cât avea acum un an, au ajuns să aibă acum 10-12%. Pentru că lumea percepe pe Clotild ca fiind de la USR și e, lumea percepe pe Dan Nicușor ca fiind, pe Nicușor Dan, ca fiind de la USR, deși el a fost susținut mai degrabă de PNL, dar în mintea oamenilor Nicușor Dan a rămas în continuare userist și tâmpenile făcute de Nicușor Dan le încasează USR-ul. Ce fac ăștia la Ministerul Fondurilor Europene și tot soiul de ministere unde numai tâmpenii fac? Sunt preponderent ministere USR și USR-ul încasează. Și Orban pune și el un număr ca să arate că este cu lider cu adevărat și că merită să fie președintele partidului. Am înțeles. Haideți să închidem și într-o notă optimistă acest capitol. Oricum, plata proiectelor pentru statele care au PNRR-ul, cu ghilimele, aprobat, va începe, plata proiectelor va începe de săptămâna viitoare. Noi mai avem de așteptat pentru că ăsta e ghinionul. Nu că suntem mai proști, suntem un popor prost care a dat puterea pe mâna unor irresponsabili. Da, irresponsabili sau nu, am încurcat-o noi până atunci. Ne merităm soartă. Bun, haideți să trecem acum la pensii, că și asta e o stare de fapt mai nou, de câteva săptămâni, de două săptămâni. Suntem pedepsiți, sau așa percepem noi toată treaba asta, pentru că nu mai sunt bani de pensii și au dat seama brusc, după ce anul trecut pe final dădeau asigurări că sunt de tătii, acum nu mai sunt bani de pensii. Haideți să o auzim pe doamna Turcan. Urmează în perioada viitoare să se pensioneze aproximativ 1,8 milioane de decreței în plus, pentru că a fost boom-ul economic. Am reușit să obținem un angajament al coaliției de guvernare în care să ne asumăm reforma sistemului public de pensie. Da, domnule Palada, vă rog. Deci e ca o pedeapsă asta, sau cum să o... Nu, este un discurs ideologic mascat. Ei se folosesc de pretextul pensiilor pentru a croi din nou bugetul în așa fel încât să fie mai degrabă pentru cei care vin cu capitalul decât pentru cei care vin cu munca. În teoria economică, unii pun banii, alții pun sudoarea. Rezultă un plus valoare. Cine ia, cine împarte plăcinta mai mult? Ăla care a pus banul sau ăla care a pus cârca? În cazul unor guverne social-democrate, ponderea se duce mai mult spre cei care au pus cârca. În cazul unor guverne care urăsc poporul și care țin cu capitaliștii, banii se duc mai degrabă la cei care au pus capitalul. Avem un economist strălucit în România, Adrian Căciu, care știe cu adevărat economie și care a contribuit la programe de guvern în zona economică. Și știe economia pe pâine și știe bugetul României pe pâine. Și el a venit să explice ticăloșia celor de la PNL și de la USR, care zic o să fie de groază, o să dispărem, trebuie să tăiem pensiile. El a dat exemplu anilor, începutului de an 2000, când am avut de-a face cu un val asemănător de oameni care au ieșit la pensie mai repede și cu o discrepanță mare între numărul de pensionari și numărul de angajați. Atunci,
diferența dintre pensionari și angajați era mult mai mare decât acum. Acum avem mai mulți angajați, este un pic mai echilibrat. Și totuși, statul român atunci a reușit nu numai să păstreze pensiile. Ro alert. De un urs în București, da. Ro alert, ceva cu vreme. Deci, da, cod portocaliu, adică alertă de vremuri. Alertă de vremuri, da. România a mai trecut printr-o asemenea situație. A fost în stare să gestioneze și să mărească pensiile și să aibă un buget sustenabil la pensii până au venit ăștia. Dintr-o dată ăștia clamează dezastru. Vai ce groaznic o să fie. Ei de fapt clamează dezastru pentru a legitima tăiatul feliei. De ce să se ducă banii la pensionari când pot să se ducă insulele Seychelles? E mult mai simplu. Ursul a venit, vă spun eu. E ursul în București. Nu. Da. Da. Oricum vremea era tocmai a trecut. Tot ce justifică doamna Turcan este o harneală. Nu știu cum să convingă oamenii că este rău să primească oamenii pensii și că mai bine să duc banii la domnul Soros și la domnul Bill Gates și la cine mai e stăpân pe aici prin România, via insulele Seychelles, ca să nu plătească taxe. Simplu. Am înțeles. Gabi Bălașu. De fapt, n-au bani. Tocmai asta e problema. Și nu te poți împrumuta la nesfârșit ca să acoperi niște deficite. Pe... Da, dacă nu-ți faci niște politici publice, te uiți și tu pe tot felul de rapoarte, că de-aia există rapoartele. De exemplu, speranța de viață. De exemplu, da. Modul în care sunt tratați pe categorii de vârstă de către angajatori oamenii. Adică, știi, în România angajatorul nu angajează tineri că n-au experiență și nici de la 45 de ani în sus, pentru că sunt prea încolo, ca să nu folosesc alt termen. Deci, cum poți să îndemn pe cineva să iasă la 70 de ani la pensie ca să facă ce? Să-și mărească eventual pensia pe viitor. Știi că soluțiile sunt simple, dar până la urmă ceea ce face executivul este joc de sumă zero. N-am mai auzit nimic de pensiile speciale pentru că am făcut calcule, au venit specialiștii și au spus, păi stai puțin, că ponderea lor în suma totală nu este mare. E doar o chestiune principială, că n-au contribuit suficient. Bun. Pe de altă parte, vii și spui că n-ai cum să acorzi creșteri ale punctului de pensie până prin 2022, eventual 2024. Ceea ce înseamnă că fondul pe care l-ai acum este insuficient și mai înseamnă un lucru, că nu ți-ai făcut niciun calcul pentru următorii 15 ani, pentru că tot vorbim despre decreței care vor ieși la pensie. Atunci va fi dezastrul, de fapt. Încearcă să cârpească și să rostogolească datoria și tu știi foarte bine. Cine vine, da, cartoful fierbinte îl va lua cineva în mână sau poate cine știe, se întoarce executivul. Știi cum e, noi rostogolim problema, nu o rezolvăm. Mai este încă un lucru ce nu a fost discutat și care vine să contribuie la falsitatea argumentelor lor. Ei fac calculul pe hârtie la populația oficială. Ai un val întreg de decreței care noi suntem, generația noastră, născuți 68, 75, 76. Teoretic ei sunt în București, în Mizil, în Buzău, la Telega, la Sighișoara și intră la statistica oficială și ne gândim, Dumnezeule, avem niște milioane de crețe cărora trebuie să le plătim pensia, că e de groază. Fals. Ei sunt în Italia, în Spania, în Germania și în Marea Britanie. 3 milioane și jumătate de decreței care sunt migranți informali, pe care statul român, pentru că îi convine, îi numără, îi pune pe răboși de 10 ani de zile. De ce? Ca să avem populație mai mare, ca să ne prefacem că suntem mai mulți și că cerem mai mulți bani de la Uniunea Europeană și la nivel local. Fiecare primărie știe că Marin și cu Costel sunt plecați de 10 ani în Spania. Dar lasă numără acolo că alminteri scad sub un anumit nivel și primesc fonduri mai puține. Da, asta... Scade numărul de consilieri. Bine le-ați zis pe astea, dar, mă rog, mai avem doar 3-4 minute. Haideți să atingem și subiectul. Mie îmi place foarte tare subiectul acesta. S-a tuns Nicușor Dan, dar tot netransparent e. Și n-am zis-o eu, au zis-o chiar niște ONG-uri care altădată era în, așa, în niște relații foarte bune, CRE și Activ Watch. Deci au monitorizat activitatea din Consiliul General și au zis că în ceea ce privește dezbaterea publică pe proiectele publice, deci cu bani publici,
Transparența este inacceptabil de mică. Ce să vezi? Domnule Palada. Știți cum este? Cât timp nu ai puterea, îți permiți să faci pe marele principial și pe marele haiduc. În momentul în care ajungi la putere, îți dai seama dintr-o dată că toate chestiile pe care le-ai clamat, ia uite și pe ăsta cum a căzut, vai de capul tău, în loc să se preocupe să scoată țari, banii din țară și să-i trimită la Imperiu în Viena, el stă să facă efecte de-astea ieftine de captație, o benevolenție. Vai de capul lui. Mă rog, fie la el acolo. O persoană foarte importantă, unul care conduce cu adevărat România și care are de-a face cu niște structuri foarte civile din România. E o discuție cu acest domn Röttingen sau cum Dumnezeu îl cheamă. Când ajungi la putere, dintr-o dată îți dai seama că tot ce ai clamat de manieră populistă e destul de inconvenabil în ceea ce dorești să faci. Și uiți. De manieră convenabilă, uiți. Nu e primul, nu e nici ultimul, o să se mai întâmple de aici încolo. Și asta este unul din principalele motive pentru care românii sunt din ce în ce mai dezamăgiți, nu de clasa politică, de actul politic. Și asta este motivul pentru care românii acceptă disoluția democrației. Chestia asta cu starea de alertă de un an de zile, care este de fapt dictatura mascată, e consecința faptului că românii nu mai au încredere în democrație, pentru că democrația și-a bătut joc de ei de 20 de ani. Și atunci românii în sinea lor zic, ducă-se dracului de democrație. Că și așa ăștia și-au bătut joc de noi până acum, să-și pactă în continuare. Da, dar asta are niște costuri și ar trebui să fim conștienți de asta. Nu poți să spui două nevi de democrație. Ne merităm costurile, ne merităm gunoaiele, ne merităm statutul de slugă. Da, din păcate. Gabi Bălașu, te rog. Încheierea. Da, bine, cu transparența... Te-ai lămurit și tu. Da, ce? Dă-i încolo de bani publici. Nu mai... Ce? Semi-opacitate, așa? Nu contează ce trebuie să dăm. Ne asumăm. Știi, asta e cuvântul, ăsta e termenul. Ne asumăm noi, voi stați liniștiți, dormiți liniștiți, da, guvernul lucrează pentru... Da, cheltuiala lor, asta tot vreau să zic. Și o să o zic de fiecare dată. Că dacă și-ar asuma pe banii lui, și de la tuns la orice, ar fi ok, da? Păi, da, nu prea am văzut în legislație treaba asta să răspunzi, știi, pentru buget, pentru de măsurile pe care le iei. Nu? Da, din păcate nu există într-adevăr niciun fel de consecință. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Gabi Bălașu, domnule Palada, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Mare drag, ce să vă zic la final de emisiune, vestea bună, cum v-am precizat în emisiune, categoric o să luăm premiul Oscar după 70 de ani, vestea proastă, că nu o să prindem noi acest eveniment major. O să mărim printre gunoaie, mai mult ca sigur. Rămâneți pe Metropola TV, sunt Eduard Pastia și vă doresc o seară nemaipomenită.